Polițiștii locali din municipiul Buzău vor avea un program de 4 zile pe săptămână și nu 5 ca până acum, iar salariile le vor fi tăiate cu 25%. Decizia a fost adoptată în ședința de ieri a Consiliului Local Buzău, iar măsura îi vizează pe 230 de polițiști locali din serviciul de pază al școlilor și grădinițelor. Propunerea municipalității a stârnit dezbaterea prinsă între consilierii opoziției pe de o parte și conducerea primăriei Buzău de cealaltă parte. Care sunt acele motive de repunere din nou în condițiile normale de 5 zile de lucru? Care sunt acelea? Pentru că nu se stipulează nicăieri. Este o ambiguitate. Înțeleg că există o problemă cu poliția locală încă din 2016 și este păcat că primarul municipiului jignește și denigrează o instituție de subordinea dânsului până la urmă, da? Dacă acei domni, dacă poliția locală nu-și face treaba, atunci, domnule primar, ar trebui să vă uitați în oglindă pentru că este subordinat dumneavoastră. Dacă ei nu-și fac treaba, înseamnă că este vina dumneavoastră. Mai mult de atât, acea instituție trebuie pusă în valoare și respectată de toată lumea. Domnilor colegi, pe perioada pandemiei, poliția locală și-a făcut datoria și au fost solicitați și știți foarte bine că a avut o activitate... Foarte bine. Nu văd de ce... Venim acum să le reducem numărul de zile, pentru că pandemia deocamdată nici nu s-a sfârșit. Iar noi o să avem nevoie de poliție locală. Și când se deschid unitățile de învățământ, și pe perioada pandemiei, deci nu vedem ce economie putem face din punctul ăsta de vedere. De domnul consilier, nu vreau să intervin, dar vreau să vă spun că mulțumită eforturilor extraordinare ale Ministrului Sănătății USR, plus, școlile sunt închise, domnul, și de aceea. Nu, dar dacă v-am spus cum totuși, nu vreau să... Nu, dar totuși, hai să nu... A fost o discuție tehnică, domnul viceprimar. Ok, și vă stau la dispoziție pentru că întâmplător am fost președintele Comisiei de Negociere cu sindicatele din Poliția Locală pentru aceste măsuri și vă pot da după ședință absolut toate amănuntele pe care le doriți. Apropo, ce a spus sindicatul cu reducerea? A fost de acord sindicatul? Conform articolului, dar spuneți că este o declarație oficială. La articolul 52, în codul muncii, spune când vreodată sindicatele vor fi de acord cu astfel de măsuri de reducere? Înseamnă că nu sunt rezonabile. Au fost consultate conform legii. Ok, și atât. Înseamnă că măsurile nu sunt rezonabile. Conducerea Poliției Locale Buzău invocă motive economice în decizia de reducere a salariilor polițiștilor locali de la paza școlilor și grădinițelor. Având în vedere motivele economice de la care s-a pornit această reducere a timpului de muncă și a salarizării personalului contractual din cadrul Serviciului Pază Bunuri și Valori Siguranță Unități Școlare, deci în primul rând are la bază motivele economice pe care le putem găsi în codul muncii, legea 53/2003, articolul 52 și articolul 53. Să sperăm că această situație va lua sfârșit cât mai curând și lucrurile vor fi îndreptate. Într-adevăr, se invocă motivele economice, dar aș vrea să știu care sunt acele motive economice în condițiile în care noi nu avem aprobat bugetul pe 2021. Mai mult de atât, am văzut acele documente prin care spune să se reducă numărul de ore, numărul de zile și acolo este un excedent pe luna februarie. Am văzut acel bilanț un excedent. Primarul Constantin Toma a intervenit și el în timpul dezbaterilor. Ca și în trecut, edilul a spus că poliția locală din Buzău este supradimensionată și că intenționează în acest an chiar să concedieze o parte din polițiștii locali. Avem ca număr cea mai mare forță de poliție locală din România raportat la populație. Suntem într-un proces de 4 ani pe această speță. Am pierdut o mulțime de bani pentru că sunt mult mai mulți decât sunt pe lege. Sperăm vreo 2-3 luni de zile să terminăm ca să avem și noi organigramă și să avem și un număr de polițiști rezonabil, după lege, astfel încât să ne facem și treaba, dar să nu mai plătim așa de mulți bani pentru salarizare, pentru tot ce înseamnă ținerea în viață acestei forțe, și pun în ghilimele forțe pentru că ei nu sunt o forță în momentul ăsta.
Așa cum era de așteptat, proiectul propus de edilul Constantin Toma a trecut la vot, PSD având majoritate lejeră în Consiliul Local Buzău.